continuăm emisiunea în platou. Intră prietenul meu, superstarul Marius Moga. Pe banii mei, pe vaga mea, da, da, da. Hai. Bine ai venit la emisiune, superstarule. Ce faci? Cum ești? Bine, tu cum ești? Bine, ce face Maria? Maria face foarte bine, Maria Elisabeta chiar. Maria Elisabeta, fata lui Marius, face foarte bine. În perioada asta cum e? Câteva zile la școală, câteva zile pe acasă, nu? Da, flip-flop. Flip-flop, exact, TikTok, ca părinți mini-top. Știm exact despre ce este vorba. Maria, dacă... Se uită acum la emisiune, oare? Nici nu știu. Dar... Mai în momentul de la când pleci de acasă, Maria spune, dacă te duci la televizor să-mi faci cu mâna... Nu, dar mă ceartă în caz că nu-i fac, deci... Deci, okay. Hello, tati! De... Te pupă, tati, exact! Eu să-i arăt mai târziu, zic, uite, am fost, m-a întrebat toată, ai zis de toată lumea, de mine? Nu cred, ți-a zis. Perfect, Maria, cât are acum? 6 ani. A scos prima piesă? De trebuie să... Nu. Prima piesă? Nu, încă nu, ok, perfect. Cântă la... Eva, a scos prima piesă? A scos un colind ceva la un moment dat cânta cu Andra. Le facem trupă, noua da. Trupă Andre. Exact, așa. Asta mă, că am cântat la operă cu Andra, la un caritabil, da, și? A cântat. A cântat și da, ea? Da. Oricum, am auzit-o. Da. E talentată. Deci te rog să... Moștenița, acolo s-a dus. Ce face... Nu știu David cum cântă, dar pe ea am auzit. David e senzație la chitară, la beatbox, e senzație, senzație. A, și da? Chiar și cu vocea, nice. Da. E superstar, crede-mă. Spune-mă de că superstar, dacă tot vorbim, cum e? Că avem în seara asta iarăși... E semifinală. Mamă! Băi, e un show care m-a prins. Eu știam... Na, toată lumea a auzit de American Idol, de Pop Idol, de toate astea și mi se pare că... Bine, la noi se cheamă superstar, că suna ciudat idolul românesc sau cum ar fi putut fi tradus, dar mi se pare o emisiune în care lași deoparte orgoliile un pic, știi? Formatul fiind despre patru jurați care încearcă să găsească un om care chiar să ajungă superstar, suntem toți în aceeași echipă. Adică trebuie găsit ăla. Da, sau aceea, nu trebuie să fie neapărat... Nu, superstarul, da, mă refer, asta adică... Și mi se pare tare asta, adică cumva... Responsabilitatea e, bă, hai să alegem bine ce alegem să treacă mai departe, că acum urmează live-urile unde oamenii de acasă, practic, își expun ei preferința. Noi am făcut un fel de triaj, să zicem așa, și acum urmează, de fapt, testul suprem, să vedem dacă cei care au ajuns în live-uri chiar sunt votați de oameni și am ales bine. Deci în seara asta... Eu zic asta... că am ales bine. Oricum, a fost greu, ce pot să punctez. Cine nu s-a uitat până acum a ratat niște voci foarte tari care vin tare din urmă, generația Z rupe, și milenialii la fel. Mi se pare că am văzut fețe noi, am auzit voci noi și e fresh treaba asta. Adică mă obișnuiesc la un moment dat, parcă sunt niște oameni care îi tot vezi, știi? Încercă. Nu înseamnă că n-au dreptul, e foarte bine. Fiecare are dreptul la orice vârstă să își încerce noroc într-un concurs de genul ăsta, dar e și plăcut când auzi voci noi și vezi ambiția aia și suferă acolo la fiecare etapă, dacă n-au trecut mai departe, cade lumea, știi, gen, mi-e milă cumva de ei, că știu cât repetă, cât se antrenează să apară acolo. Deci în seara asta, oameni buni, de la ora 20 și 30 și mâine, de la ora 20, avem superstar și nu orice superstar. Da. Pentru că oamenii de acasă, exact cum spuneai, pot să vadă ușor, ușor live-urile. Da, eu cred că o să fie... A fost din ce în ce mai greu pentru concurență, așa mi s-a părut. Știi ce? A început când sunt sute... Da, mai... acum s-a cernut. Da, s-a cernut. Am văzut acum, mi-am adus aminte, pe scaunul ăsta a stat Jorge acum câteva zile și am văzut imaginile cu tine, incredibil, dar acum, mai le-ai ciucă, de acum 20 de ani, când erai tot în juriu la Popstar. Mamă. Mai ții minte? Da, ții minte, îți dai seama. Deci, și de asta vorbeam cu Jorge când era aici și spuneam, băi, deci Moga, acum în juriu la Superstar, acum 20 de ani făcea același lucru tot în juriu. Băi, la a fost un concurs, primul, practic. Primul concurs de talente. Da, nu știam ce mi se întâmplă atunci. Popstar. Asta înseamnă, mă, să fii talentat, să fii mega compozitor, să reziști atâția ani. Băi, reziști dacă faci ce-ți place, cu pasiune. Spunea și Jorge, jumate din muzica românească îți poartă semnătura. Și ăsta e adevărul. Bă, foarte bine, să curgă drepturile de autor. Jumate din muzica bună am vrut să zic, știi? Bine, mulțumesc. E, na, fiecare compozitor mai nimerește și piese mai puțin bune, dar ideea e să treci mai departe. Na, da. Nu stai să te proptești într-o piesă.
Stai să vedeți, să găsim imaginile, să-ți arătăm. Și oamenii, să nu uite că avem superstar, deci în seara asta și mâine seară, în seara asta de la 20:30, mâine de la ora 20, și vi-l arătăm și pe superstarul Marius Moga, cum arăta acum 20 de ani. Incredibil, abia aștept să vezi imaginile astea, să văd ce reacție ai. Tu ai casetele astea unde ai fost? Le-ai păstrate undeva? Nu. Nu? De ce? Să le vadă Maria... Nici m-am gândit. Maria Elisabeta, ca să spunem numele complet. Când eram la popstar și mă gândeam la ce o să urmeze și îmi imaginam. Iar acum nu mai fac griji, că sunt toate stocate pe internet. Exact. Vreau să știu dacă se uită iaia la emisiune. Nu e o întrebare cea mai perfect, bună. Ok, perfect, mergem mai departe. Tatăl tău se uită, toți, Alba? Le-am dat mesaj la mama și tata. Le-am zis, în câteva minute intru. Ok, îi salutăm atunci pe cei din Alba. Hei! Și gata, le avem? Ia să vedem, fii atent. Acum, când ne întoarcem în timp, acum fix 20 de ani, când erai la Popstar. Și știi ce l-am văzut în spatele camerelor de filmat și pe Randy? Da, pe ne-am întins aici, pe hol. Îți dai seama? Putem să zicem că am refăcut formația trupa Morandi. Asta e, transformă show într-o refacere de trupe. Da. Deci că ne-am văzut aici pe hol. Păi chiar aici ne-am văzut, că nu știam că e și el azi, și el cred că nu știa că sunt și eu azi. Păi și nu vorbiți toată ziua? Păi nu vorbim toată ziua, chiar ne-am văzut aici din întâmplare, zic, tu ești băiatul ăla care cânta la Morandi. Dar voi să înțeleagă, stai lumea, că sunteți prieteni în continuare. Da, nu știam, a fost pur și simplu întâmplătoare. Randy! Să știi că el a venit acum cu altcineva. Știam, am văzut. Ce? Cu Nosfe. Randy, nu se... Hai, vedem un pic aici, de cu Arda Morandi. Ia uite, mă, ce colorat. Nu un pic aici. Am fost avem un buzunar și nu mi-a dat de mine. N-aveam microfon. Gata, mă, stai, uite. Ia uite, ce vremuri, știi? Cât timp a ținut Morandi? Hai, mă, că a fost 2004. Sunt început. Bune astea? Întotdeauna, știi, momentul ăla. E momentul lui de... Din 2004? Da, atunci a început, da. Atunci a început, te văd ce frumos. La final de 2003, de fapt, nu? Da, cred că da. Oameni buni, am refăcut trupa Morandi, iată, după mulți ani. Este, mă! Dumnezeul nostru, măruță. Da, cred că trebuie să stăm invers, că era Morandi. Nu, dar e bine, Morandi, e bine. Da, mă, e da, bine. Merge din orice direcție, că suntem numai doi. Lasă-mă că merge, uite, am văzut. Imaginea, că ți arătăm imaginea cu Marius Moga, extrem de tânăr, oameni buni, și de neliniștit. Haide să vedem. Deocamdată Jorge, că el era invitatul și imaginele erau centrate pe Jorge, pentru el. Aici au doamna Corina Chiriac și imediat vine... Ia uite-te, Morandi, fii atent la următoarele imagini. Uite, poți să vezi și acolo, în ol, ca să le vezi mai bine. Și stai să vezi că... Ia, asta e Jorge, da? Mamă! Cocktail, nu? Cocktail se numea trupă. Cocktail, da, exact. Deci ce reacție ați avut la Jorge? Pe chiar zici că e dintr-o telenovelă? Da, ca Iglesias tânăr. Știi că am Enrique Iglesias tânăr. Da, Enrique tânăr. Julio Iglesias tânăr. Știi că imaginile astea la un moment dat apar și tu. Și dacă tot am promis că le arătăm, stăm așa cu ele, le arătăm la un moment dat. Mamă, uite voturile acolo. Uite, Doru, cât avea 436. Da, 436 de voturi. Da. Ce să... Păi, nene, cine a apărut, bă? Stai. Vai. Haide, mă, că nu s-a schimbat. Doar mi-a crescut barba. Fețele alea de anii 2000, mă. Ia uite. Invers. Uite-te spre Randy puțin. Ia. Așa? Da, ia. Nu, mă, nu trebuie, eu am. Trebuie să stai spre Randy ca să vadă de la televizor aceeași poziție. Uite, adică, nu așa, uite. Păi dacă ești așa... Te-ai schimbat deloc, Marius, incredibil. Da, mă, ce? Doar barba, uite. Da? Ok. Părul crește, frate. Asta n-am probleme. Bă, nu s-a schimbat, mă. Vezi? A rămas la fel de talentat. Foarte tare. Băieți, eu zic că să rămâneți aici, n-ai rău să plecați, pentru că mai avem niște tineri artiști care vin alături de noi, foarte talentați. Eu zic să urmăriți, apoi cântă și Randy și frumos e să fim între prieteni, să stăm aici. Da. Deci superstar în seara asta de la ora 20:30 și mâine de la ora 20, da? Yes. Mm-hmm. Perfect. Să fie foarte clar și următorul superstar al României va fi aflat anul ăsta, da? Da, păi clar. Perfect. Înainte de Revelion trebuie să știm. Exact. Îl chemăm și pe Nosfe dacă tot a venit. Ei o să cânte mai târziu. Perfect. Suntem la after hour, să nu exact. Stai să-ți pun și ție scaunul. Să pun și ție, să-i pun un Nosfe scaunul aici. Să fie, mă, toată formula completă. Trebuie să rămâi să-i vezi. Da, mă, nu, că am și văzut piesa. Hai, unchiule, haide. E mișto, îmi place. E ce trebuie, nu? Da. Dar voi cu Morandi mai faceți ceva? Mai, că proiectul continuă, nu? Da. Perfect. Bine ai venit. Băieți, numai o secundă, cum spuneam, avem